Să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare și vreau să citesc doar câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 16, care spune așa: căci dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Amin. Doamne, Tu care ai înviat și ești viu în vecii vecilor, arată-te și nouă în această dimineață prin cuvântul Tău și înflăcărează-ne inimile la cuvântul Tău cel bun. În numele Domnului ne rugăm. Amin. Să ocupăm locurile. Hristos cel viu. Religia noastră, credința noastră este o credință revelată, care vine de sus. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care s-a descoperit pe sine omenirii. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu pe care l-am descoperit noi sau pe care ni l-am creat noi. Este un Dumnezeu care ni s-a revelat, ni s-a descoperit fiecăruia dintre noi. După înviere, Hristos a rămas același, Dumnezeul care se descopere, care se arată celor ai Lui. Unii dintre frații Domnului Iisus, în Ioan capitolul 7, i-au spus, nu credeau în El, nu credeau că El este Fiul lui Dumnezeu, i-au spus, dacă și așa vrei să arăți lumii cine ești, du-te, arată-te lumii, du-te la Ierusalim, revelează-te lumii. Domnul nu i-a ascultat. Și interesant că și la înviere, după înviere, Domnul nu se duce să descopere lumii. Una dintre dovezile că Biblia este inspirată de Dumnezeu este că arătările Domnului Iisus Hristos după înviere n-au căzut în ispita aceea a oricărui autor omenesc, dacă vreți să spuneți așa, pentru că dacă vreun om ar fi scris Evangheliile, fiecare dintre noi am fi apelat la ceva senzațional, nu? Domnul s-ar fi dus să îi sperie pe cei de la Ierusalim, pe romani, pe mari preoți, nu? Să se arate tuturor și să-i umilească cu învierea sa. N-am făcut-o. El s-a arătat ucenicilor, s-a arătat alor săi. Scopul arătărilor sale, în primul rând, este de a ridica moral pe acești copii ai săi pe care el îi câștigase la credință. Experiența crucii a fost o experiență absolut dramatică pentru toți ucenicii. Erau devastați și a trebuit să-i ridice de acolo, să-i scoate de acolo. Iată ce spunea Apostolul Pavel în aceeași epistolă din care am citat la început. El spunea așa că el ne-a învățat înainte de toate, așa cum a primit și el de fapt de la Dumnezeu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a arătat lui Chifa, apoi celorlalți 12. De aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Dintre cei mai mulți, spunea apostolul, sunt încă în viață, iar unii au adormit deja. În urmă s-a arătat lui Iacov. Interesant, Iacov este fratele Domnului Iisus. Interesant că s-a arătat ultimul fratelui său. Apoi tuturor apostolilor și după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. M-am gândit că ar fi foarte bine în această primă sărbătoare, primă dimineața învierii Domnului, să trecem în revistă câteva dintre arătările Domnului Iisus Hristos și să vedem că El s-a arătat unor persoane care aveau o mare nevoie de a fi ridicate, de a fi reabilitate. Toate aceste persoane trec printr-o
nevoie uriașă, printr-o nevoie de a fi ridicate dintr-o groapă adâncă în care ele au căzut. Și aș vrea să discut, în primul rând, arătarea Mariei. Domnul s-a arătat acestei femei. Încă o dată, dacă cineva ar fi scris Evangheliile și ele n-ar fi inspirate de Duhul lui Dumnezeu, niciunul dintre contemporanii scriitorilor Evangheliei nu ar fi apelat și n-ar fi scris că Domnul s-a arătat prima dată unei femei. Femeile au fost foarte disprețuite până și în poporul lui Dumnezeu, poporul lui Israel. Iată că Dumnezeu reabilitează locul femeii, dacă vreți, în istorie, în Biserica lui Hristos, arătându-se prima dată unei femei. Se arată unei femei care are o inimă frântă, o inimă distrusă. Pierduse pe Domnul și Mântuitorul ei. Femeia aceasta are nevoie de o mângâiere extraordinară. A mers la mormânt de dimineață și a găsit piatra dată la o parte. Cu siguranță s-a uitat înăuntru și a văzut că Domnul nu este și a fugit imediat la apostoli să le spună că cineva l-a luat, nu mai este în mormânt. Este foarte interesant că dintre toți apostolii reacționează la vestea Mariei doar Petru și Ioan. O iau la fugă spre mormânt. Bineînțeles, Ioan este mai tânăr, ajunge primul, dar după obiceiul evreilor de a da întâietate celor bătrâni, așteaptă să sosească și Petru și lasă pe Petru să intre prima dată în mormânt. Văd giulgiul în care a fost învelit Mântuitorul, văd ștergarul în care a fost înfășurat la cap, făcut sul și pus frumos deoparte. Spune Sfânta Scriptură că au intrat, au văzut și au crezut. Dar imediat următorul verset spune și totuși nu credeau că Iisus a înviat. Credeau ce au spus, au crezut ce a spus Maria. Au crezut că l-au luat, că nu mai este acolo. Deja fratele Chelmăgan a mintit un citat din Cezar care a zis Veni, vidi, vici, am venit, am văzut și am cucerit. La apostolii se poate traduce altfel puțin, am venit, am văzut și am plecat. Nu am mai cucerit nimic, au plecat înapoi. Este de fapt tipic bărbaților. Ei vin, văd și apoi trag o concluzie rapidă și pleacă. E, asta nu se întâmplă cu femeile, nu se întâmplă cu Maria. Maria a rămas lângă mormânt plângând. N-a acceptat soluția pe care au descoperit-o acești doi bărbați. Nu este. Au plecat, au văzut că mormântul este gol, lețet. A rămas plângând lângă mormânt și apoi, dintr-o dată, aude o voce care îi spune, femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Doamne, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Maria, ea s-a întors și i-a zis în evreiește, rabuni, adică învățătorule. Dar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Este dragostea aceea care învinge moartea, dragostea care nu pleacă. Este inima aceea sfrântă de durere pentru cel iubit care a plecat. Când alții pleacă, iubirea rămâne și rămâne până la urmă. De fapt, Dumnezeu se descoperă celor care așteaptă, care îngăduie pre Domnul, așa cum spune o traducere veche a Bibliei românești din Psalmul 27, versetul 14. Îngăduiește pre Domnul. Așteaptă pe Domnul, wait for the Lord, așteaptă-L pe Domnul. Dacă te grăbești, nu o să-L întâlnești niciodată. Dacă rămâi, aștepți, El se prezintă întotdeauna. Aici vreau să spun că Domnul este gata, El cel înviat dintre cei morți, să se descopere acelor suflete care sunt frânte de durere când le moare cineva, când pleacă cineva drag din lumea asta. Este un moment special în viață când Dumnezeu ți este aproape și te caută. El este Hristos cel înviat
care vine să-ți aducă speranța vieții atunci când bate moartea la ușă și îți ia pe cineva drag. Așteaptă pe Domnul și Domnul cel înviat, cel viu în vecii vecilor, va aduce mângâiere din nou inimii tale. Apoi Domnul s-a descoperit celor doi care mergeau pe drumul Emausului. Două suflete dezamăgite. Când dezamăgirile te copleșesc și ajungi trist, așa cum erau cei doi pe drumul Emausului, spune Sfânta Scriptură că ei s-au oprit uitându-se triști. Luca 24, versetul 17. Este o întreagă, să zic așa, descoperire dumnezeiască asupra stării unui suflet dezamăgit. Avem tendința întotdeauna la o mare înfrângere să ne întoarcem înapoi în locurile acelea unde am fost iubiți altădată. Să ne întoarcem înapoi în satul de unde am plecat. Exact asta s-a întâmplat cu cei doi. Încă mi-aduc aminte, din Chicago era un frate care venise din România, de la țară, și când îl apuca câte un dor din ăsta de acasă, avea de fapt și o casă foarte mare cu mulți copii, și când sunt mulți copii sunt și multe necazuri și multe dificultăți. Câteodată îl auzeam oftând și spunea: "Ah, fântâna mea de acasă." Să bea el o apă din fântâna lui. "Ah, strugurii mei aia prăfuiți de la streașina casei." L-a apucat dorul la necaz de lucrurile de altă dată. Când pierdem ceva, când suntem dezamăgiți, când ne copleșesc toate dezamăgirile, am vrea să ne întoarcem în lumea aceea unde am fost iubiți odată, unde am fost acceptați odată. Asta s-a întâmplat cu cei doi. Pe drum își plâng dezamăgirile. Și știți că mizeria întotdeauna are nevoie de companie. E bine să ai pe cineva lângă tine, să ai cui să te plângi, nu? Și încep să-și povestească unul altuia pe drum. Noi credeam că este Mesia, ne-am pus toată nădejdea în El, ne-am lăsat gospodăriile de la țară, ne-am dus după El la Ierusalim și acum e mort. Ce ne facem acum? O să râde lumea din sat de noi. Iisus se apropie de cei doi pe drumul Emausului și începe să-i întrebe: ce vorbe sunt astea între voi? Păi zice, tu ești singurul care nu știi? Ei, ăsta era singurul care știa exact ce s-a întâmplat. Ei erau cei care nu știau. Și a început să le deschidă inima și să le deschidă mintea, să înțeleagă Scripturile. A început să le spună istoria, versetele, profețiile din Biblie. Și dintr-o dată inima lor a început să se încălzească. La final spune, dar nu ardea inima noi când El ne deschidea Scripturile să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Spre seară îi spun, și așa e târziu, rămâi cu noi noaptea asta, nu pleca mai departe. El s-a făcut că pleacă mai departe. El întotdeauna se face că pleacă mai departe pentru că vrea invitația ta și sinceră. Vrea să spui, rămâi cu mine, Doamne, rămâi cu mine la necazurile mele, la problemele mele. Când insiști, El rămâne. A luat pâinea și când a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, și-au dat seama că numai El știa să frângă pâinea cum o frângea El. Și dintr-o dată mintea li s-a deschis, ochii li s-au deschis și au înțeles că este Domnul. Știți că bucuria aceasta a revelației, când îl descoperi pe Domnul că este viu, ea trebuie împărtășită și cu alții? De aceea au lăsat totul și au plecat în noaptea aia înapoi. Și au ajuns la ucenici și am spus, a înviat Domnul, l-am văzut, l-am cunoscut la frângerea pâinii. Viața asta este plină de dezamăgiri. Multe din proiectele tale te vor duce la dezamăgiri și unele dezamăgiri mari. Vor fi oameni care te vor respinge, vor fi uși care ți se vor închide. Viața asta este plină de dezamăgiri. Ascultă-mă, Hristos te caută,
Hristos cel viu este interesat să te reabiliteze, să nu cazi în dezamăgirile alea de tot. El vrea să te ridice. Când inima ta este întristată, când te oprești și te uiți trist ca cei doi pe drumul Emausului, Hristos este gata să-ți reaprindă inima la cuvântul lui cel sfânt. El este aproape. Lasă-te în grija lui, lasă-ți inima reaprinsă din nou la focul cuvântului lui Dumnezeu. O a treia revelație a Domnului cel înviat este descoperirea pe care o face lui Petru. Petru este bărbatul acela tumultos pe care uneori îl iau cuvintele înainte. Doamne, dacă toți se vor lepăda de tine, eu nu. Eu niciodată. Eu mă duc la moarte cu tine. De fapt, Petru a spus de câteva ori lucruri care nu trebuiau spuse, care nu se potriveau cu adevărul. Și Domnul i-a spus-o foarte clar. Nu va cânta cocoșul până când te vei lepăda de trei ori de mine. Și noaptea aceea, când Domnul era judecat, de trei ori s-a lepădat Petru și a treia oară urât de tot, s-a și blestemat și a vorbit ca un marinar, ca un pescar necivilizat, lepădându-se complet de Domnul. Și apoi a cântat cocoșul acela, probabil de aia predicatorului le place cocoș fript, pentru că cocoșul ăsta i-a adus aminte de păcatul acela cumplit pe care l-a făcut Petru. Frica de oameni întotdeauna duce la moarte, la moarte spirituală. Se temea de moarte fizică și era cât pe ce să moară de moarte spirituală. Lepădarea acestui curajos care a spus eu niciodată, și iată-l că Domnul a zis în noaptea asta de trei ori, nu numai o dată, de trei ori te vei lepăda de mine. Dacă doi dintre ucenici plecau la țară și plecau la Emaus, iată că Petru din nou și-a dus aminte că ar fi bine să meargă înapoi la pescuit, la ceea ce știe el. Din nou la necaz vrem să ne întoarcem la ceea ce știm, la lucrurile cu care suntem obișnuiți. Sunt pe mare, toată noaptea au strecurat la apă, cum spunea fratele Simionuc, bătrânul, au strecurat la apă și niciun pește, parcă erau vorbiți. Dar spre dimineață au văzut pe cineva de pe țărm, foc și o siluetă ciudată. I-a întrebat, copii, aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva? Știți întrebarea aceea, cea mai teribilă întrebare, să fii la pescuit, n-ai prins nimic și vine unul ceva și te întreabă, ai prins ceva? Wow! Ce ai prins, Domnul? Ceva răbdare în plus, nu? Sau o gripă, un frig? Sau... Uneori n-ai prins nimic. Peștii parcă sunt vorbiți. Știți ce spune Domnul? Aruncați mireaja în partea dreaptă. Cred că singura frază asta ar fi fost suficientă să știe că e Domnul. Dar încă nu s-au prins. Au aruncat mireaja în partea dreaptă și nu mai puteau trage de pești. Și atunci Ioan îi se deschide mintea și spune, e Domnul! E Domnul! Gestul lui Petru este absolut șocant. Probabil e dezbrăcat, ud, lupta lui cu noaptea și cu neprinsul peștilor. Când aude Petru, spune Sfânta Scriptură că s-a îmbrăcat și-a luat hainele pe el și a sărit în apă. De obicei, când sari în apă, te dezbraci, nu te îmbraci. Dar Petru știe că are acum o întâlnire extraordinară a vieții sale. Se duce să stea în fața lui Hristos cel viu în vecii vecilor. Și nu te poți duce oricum. S-a îmbrăcat, a sărit în mare și a notat spre țărm. Și a urmat apoi discuția aceea extraordinară din capitolul 21 din Ioan, în care Domnul îl întreabă pe Petru față de toți ceilalți, Petre, mă iubești?
Știi, Doamne, că Te iubesc. Paște oile mele. Acum este destul de simpatic traducătorul nostru, Cornilescu, că prima dată spune paște mielușei mei, paște oițele și paște oile mele. De fapt, este același cuvânt în original, oi. Dar e faină să te pună Domnul să-i paști și pe copii, și pe oițe, nu? Și pe berbeci, nu? Pe toți, așa. Cornilescu a fost simpatic cu traducerea lui, dar e la aceeași cuvânt, oile, paște oile mele. Când Domnul întreabă a treia oară, aici vreau să fac o paranteză și să spun că cei mai mulți cercetători ai cuvântului lui Dumnezeu au descoperit că, de fapt, cuvântul nu era mă iubești mai mult decât aceștia ca persoane, pentru că, în primul rând, este o întrebare foarte ciudată. Eu nu pot să dovedesc că îl iubesc pe Domnul mai mult cum îl iubiți dumneavoastră. N-am cum să dovedesc să spun asta, n-am cum. Nu pot să pătrund în inimile nimănui. Și Domnul nu putea pune o întrebare absurdă. Mă iubești mai mult decât ceilalți. Se pare că aici cuvântul este mă iubești mai mult decât toate acestea? Mă iubești mai mult decât toate corăbile și prietenii tăi și pescuirea asta minunată de 153 de pești? Mă iubești mai mult decât business-ul tău, Petre? Mă iubești mai mult decât faima ta, decât norocul tău la pescuit? Mă iubești mai mult decât toate astea? Și Petru a spus și a treia oară, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Dumnezeu reabilitează un om căzut. Dumnezeu iartă un om care avea nevoie de iertare. Hristos iartă pe cineva care s-a lepădat de El. Dacă în dimineața asta este vreun suflet care, într-un moment de frică, de lașitate în viață, te-ai lepădat cumva de Hristos, El este un Hristos viu care vine la tine să te reabiliteze, să-ți dea din nou de lucru, să te angajeze din nou în lucrarea Lui. El nu te abandonează. El este un Hristos viu care caută pe oamenii aceștia. În al patrulea om căruia se revelează Domnul este Toma. Toma este un suflet cuprins de îndoială, un suflet cuprins de îndoială. Când a venit Domnul și s-a arătat ucenicilor, Toma nu era prezent. Cine știe ce business a avut el, nu? S-o fi întors și el la ceva cunoscut, la vreun Emaus de-a lui, la vreun pescuit de-a lui, sau cine știe, la meseria care a avut-o înainte, nu știu. Dar n-a fost împreună cu ucenicii. Și când ucenicii au spus, Toma, noi l-am văzut pe Domnul, Domnul a fost aici, Domnul ni s-a descoperit. Și Toma a zis, geamă în unul dintre cei 12, care nu era cu ei când a venit Iisus, a zis, dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Cei mai mulți dintre noi am fi spus, bine că ai lipsit, nu avem noi nevoie de tip din ăștia care se îndoiesc. E, Domnul nu acționează așa. Absența lui Toma, în primul rând, este motivată nu de business-ul lui, ci de îndoielile lui. Îndoiala rupe părtășia. Toma nu mai este cu ucenicii. Pare rău să spun, dar uneori oameni care lipsesc dintre noi nu îi duce business-ul și ocupațiile să stea nu știu unde. Lipsesc pentru că îndoiala îi face să stea departe de părtășia frățească. Iisus cel înviat este gata să oferă dovezile învierii Lui. S-a prezentat și i-a spus lui Toma, pune degetul. Este un pictor foarte faimos, italian, Caravaggio, care are o imagine extraordinară despre Toma. Toma, efectiv, are jumătate din deget în coasta Mântuitorului. Pictura aceasta este, mi se pare, nu este absolut deloc reală, dar
voia să spună că nevoia a necredinței umane este așa de mare și Hristos este gata să sufere încă o dată în rănile Lui, să te ducă înapoi la credință, să te lasă să pui degetul în rănile Lui. Ok? Du-ți degetul încoace, pune-l în ranele mele, vreau să sufer încă o dată, sângerează-mă din nou, dar crede. Ferice de cel care crede, spune Domnul, fără să vadă. Dar dacă vrei să vezi, sunt aici. Unul dintre mari gânditori și creștini francezi, Blaise Pascal, a spus că vom vedea întotdeauna mai multe ca să negăm și prea puține ca să fim siguri. Vom vedea prea multe ca să negăm, să spunem că nu este așa, și prea puține ca să fim siguri. Știți unde este credința? Între astea două. Între astea două este credința aia autentică. Ar trebui să spunem de fiecare dată, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Pentru că viața mea se desfășoară între prea multe ca să pot nega și prea puține ca să fiu sigur. Când vine o astfel de îndoială peste viața ta, Hristos cel viu este gata să ți se arate. El vine să-ți bate la ușă și să spună, pune degetul dacă vrei. Revista canalului de televiziune Newsmax a publicat acum de Paști un articol extraordinar de mare despre Giulgiu de la Torino. Dacă aveți timp, căutați pe YouTube și urmăriți, sunt enorm de multe emisiuni în aceste zile despre Giulgiu de la Torino. Se pare că totuși Dumnezeu a lăsat ceva în care putem pune mâna acum și ne putem documenta până și cei mai savanți și mai sceptici dintre noi. Știți că Giulgiul acela conține imaginea lui Hristos cel răstignit, Giulgiul care a rămas să păstrează și astăzi? Căutați și vedeți, pentru că sunt lucruri care pot să întărească credința noastră. Dar vreau să închei cu ultima descoperire pe care Domnul a făcut-o, a fost în fața ucenicilor. Sufletele cuprinse de frică, de teama iudeilor, cu frica morții în sân, stau cu ușile încuiate. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Primul lucru care le-a spus Domnul, nu sunt un duh, sunt viu în vecii vecilor, sunt aici în realitate. Veniți și vedeți, uitați-vă la rănile mele, la coasta mea. Și pentru că încă nu credeau, le-a zis, aveți ceva de mâncare? Și i-au dat. Singurul lucru care l-aveau niște bărbați pe vremea aceea, spune că au avut niște pește și fagură de miere. Probabil asta meniu bărbătesc, nu? Miere cu pește, nu? Slănină cu mac, cum zicea cineva. Dar astea au bărbații, aveau bărbații ceva de mâncat, nu? Și au dat și au mâncat în fața lor, ca să le arate că El este viu, este înviat cu adevărat. În încheiere, timpul trece așa de repede, în concluzie, vreau să spun câteva întrebări. Ai un suflet tulburat de moartea cuiva drag? Ești un suflet dezamăgit de viață și de perspectiva ei? Ai o inimă tulburată de vreun păcat, de vreo lepădare de Hristos? Ai îndoieli în inima ta privitoare la Domnul, la Hristos cel înviat? Ești cuprins de frica de oameni ca ucenicii? Ascultă-mă bine, am o veste bună. Domnul Iisus, cel viu în vecii vecilor, este gata să ți se arate și să te ridice din stările acestea. Niciunul nu o să fim scutiți de ele, toți trecem prin ele, unii de mai multe ori. Dar El este viu
El este gata să ți se arate, să te readucă înapoi la credință și să reaprindă focul acela în inima ta. El este viu. Numele Lui este binecuvântat și glorificat. Hristos a înviat. Amin.